Și mulțumim pentru cuvântul care a fost rostit. Domnul să ne ajute să-l putem împlini. Dumnezeu să ne asculte. Neputința noastră, Doamne, în ale tale mâini o punem. Vorbele ce nu sunt rostite, vrem, Părinte, a ți le spune. E o luptă mare astăzi și am vrea să dai izbândă. Nu lăsa ca răul lumii să ne aducă iar o sândă. Ne ancorăm în tine, Tată, în ale tale vorbe sfinte. Te rugăm să ne dai harul de a trăi cu luarea minte. Să înțelegem că nimica nu-i mai scump în astă lume decât dragostea ce-ai dat-o prin Isus, prin al său nume. E o luptă inegală între oameni și cel rău. Știm, în noi nu e putere, dar avem în Dumnezeu. El ne reprezintă astăzi, El ne este avocat, mijlocește în instanță să ne dea ce ne-a fost luat. Nu luptăm pentru avere, moșteniri sau alte cele, ne luptăm pentru copiii ce au fost puși după zăbele, sub pretext de mare grijă pentru ei de a face bine. Au nesocotit cuvântul, te-au nesocotit pe tine. Ai unit două ființe, ai dat roade, prunci frumoși, dar acum o nedreptate ne-a făcut să fim zeloși. Ni s-au smuls pruncii, copiii, i-au înstrăinat sistemul de părinți, de mamă, Tată, și au pus în loc blestemul. Să-ți arăți, Doamne, puterea, slava ta și măreția. Rupe lanțurile celui ce au pus în noi robia. Returnează copilașii care plâng printre străini, iar în noi să dai trezire în adevăr. Să fim creștini, fiecare ca să lase deoparte legi, doctrine și în spiritul dreptății să ne cerceteze bine, ca în dragoste să facem unitate, să iubim și să învățăm cu toții în armonie să trăim. Azi îngenunchem, Părinte, te rugăm, milă să-ți fie, pune-n locul întristării, strigă-te de bucurie, să rostim cu a ta putere legi și ordine oculte, fii slăvit, mărite, Tată, Dumnezeu să ne asculte. Amin. Amin, Glorificare. amin. Lăudați să fie Domnul. Domnul Iisus, vă binecuvânteze. Mulțumesc.